ajuns la locul accidentului la ora 14:13, am găsit o persoană aflată la volanul unei mașini care a intrat în șanț și a izbit un cap de podeț. Impactul a fost pe partea șoferului, a rămas încarcerat, decesul s-a produs rapid. Leziuni multiple, incompatibile cu viața. Am fost anunțați prin 112 despre un accident rutier produs pe DN2 pe raza localității Traian, comuna Săboan. La fața locului ne-am deplasat cu auto specială pentru descarcere, cu ele auto specială cu apă și spumă și ambulanța SMURJ. Ajuns aici, s-a constatat că un autoturism s-a pierdut, a ieșit de pe carosabil intrând în coliziune cu un podeț, rezultând încarcerarea conducătorului auto. S-a intervenit pentru descarcerarea conducătorului auto și în urma diagnosticării de către medic s-a constatat decesul acestuia. De asemenea, s-a înătrat pericolul de incendiu prin deconectarea bolilor de la bateriile de acumulatori. Cât de grav a fost intervenția de descarcerare? A fost destul de grav pentru că persoana era prinsă la volan. De asemenea, scaunul era blocat înspre față, trebuie să tăierea și scaunului, decopertare totală a autoturismului pentru a ajunge la victimă și a o scoate. Camera la mine. La data de 10 iunie 2016, pe drumul național 2885, în interiorul localității Traian, a avut loc un accident rutier în care a fost implicat un autoturism. În autoturism se afla o singură persoană, conducătorul auto, care a și decedat după producerea evenimentului rutier. Efectuăm cercetări pentru a stabili cauzele și condițiile în care a avut loc evenimentul rutier.